Povestea mamei care se ducea zilnic la mormântul fiicei sale. Ana Maria și Radu s-au cunoscut în liceu și de atunci au fost de nedespărțit. Au trecut împreună prin numeroase greutăți, dar nimic nu a reușit să îi despartă. Însă după ce a rămas însărcinată, a simțit că Dumnezeu i-a binecuvântat în cel mai frumos mod cu putință. Au luptat împreună cu și mai multă înverșunare pentru a-i face fetei un viitor frumos. Erau fericiți, erau împliniți și simțeau că Dumnezeu îi iubește enorm de mult. Însă când fata a împlinit 7 ani, viața lor s-a schimbat complet. Deoarece se simțea rău, mama a dus-o pe fetiță la doctor. Nu se aștepta să primească acea veste. Îmi pare rău, dar situația micuței este delicată. Mai are de trăit doar 3 luni, a spus medicul pe un ton plin de compasiune și regret. Când mama a auzit ceea ce medicul i-a spus, a simțit că cerul se prăbușește pe ea. Nu putea accepta o astfel de veste. Nu îi venea să creadă că este adevărat. A urmat o perioadă foarte grea. Fetița a fost internată, iar mama i-a stat alături zilnic. Însă durerile ei erau insuportabile, iar mama nu știa cum să o mai ajute. Îi citea povești, îi colora, îi arăta tot felul de joculețe, însă fata nu se mai bucura de ele ca altă dată. După 3 luni, micuța s-a stins. Mama și tatăl fetei au simțit că toată lumea lor s-a prăbușit. Nu își puteau abține lacrimile. O asistentă i-a chemat în salonul în care fusese internată fetița pentru a-i lua lucrurile. Le-au strâns încet și au plecat spre casă. S-au urcat în mașină, dar erau distruși. Tatăl s-a urcat la volan și au ajuns acasă. Se pregăteau pentru înmormântare. Au luat cel mai frumos sicriu alb pe care l-au găsit și au umplut casa de crini albi. După înmormântare, cei doi părinți au ajuns acasă și au plâns cu lacrimi amare. Zilele treceau rând pe rând, dar durerea nu devenea mai ușoară. Mama lua zilnic 2 crini și mergea la mormântul fetei. Când ajungea acolo, se punea în genunchi și plângea câte o oră. Într-o zi, după 3 luni, mama s-a dus din nou la mormânt. A așezat crinii în vază, i-a aprins o lumânare și a început să plângă din nou, spunând: "Unde ai fost, Doamne, când fetița mea a avut nevoie de tine? Cum ai putut să o lași singură?" Mama a udat mormântul cu lacrimi amare, așa cum făcea în fiecare zi. Apoi, cu inima frântă, a plecat acasă. Soțul ei ajunsese de la muncă, însă când a văzut-o plângând, știa de ce. A început și el să plângă. Însă în acea seară, după ce a adormit, mama a avut un vis. A văzut-o pe fetița sa împreună cu niște copii. Toți copiii se jucau și erau fericiți, soarele strălucind puternic deasupra lor. Însă fetița ei era singură, sub un nor negru, din care picurau stropi mari de ploaie. Mama s-a întristat cumplit. A alergat spre fiica ei și a îmbrățișat-o. "Draga mea, nu îmi vine să cred că te văd. Ce faci? Ești bine, puiul mamei?" a întrebat-o ea. Fata i-a zis: "Mamă, Dumnezeu mă iubește. Sunt alături de El și aici, în sfârșit, nu mai am nicio durere. Toate au dispărut. Am ajuns într-un loc minunat, plin de flori și frumusețe. Aici sunt mulți copii cu care aș putea să mă joc." În timp ce fata povestea, mama a văzut o urmă de tristețe pe chipul ei. "Păi și de ce nu te joci, draga mea, cu ceilalți copii?" a întrebat mama. "Pentru că ori de câte ori plângi, mamă, norul negru vine deasupra mea, iar lacrimile tale curg peste mine ca niște stropi mari și reci, care mă întristează și mă țin departe de ceilalți copii. Mamă, te rog, nu mai plânge. Vreau să mă pot juca și eu cu ceilalți copii." Femeia s-a trezit din vis brusc și s-a dus la soțul său. L-a îmbrățișat și i-a povestit totul. Din acea zi nu a mai plâns nici măcar o clipă. Îi ducea flori la mormânt, îi aprindea lumânări și zâmbea, deoarece știa că fetița ei este într-un loc minunat,
alături de bunul Dumnezeu. Morala poveștii. Nu mai plângeți după oamenii dragi. Lacrimile voastre sunt precum picăturile reci de ploaie pentru ei. Sunt triști atunci când vă văd triști și plâng atunci când voi plângeți. Chiar dacă este greu și dureros, zâmbiți și amintiți-vă de momentele frumoase petrecute alături de ei. Și nu uitați că nu sunt singuri, ci alături de bunul Dumnezeu, în lumină, bucurie și pace. Vă doresc tuturor celor care suferiți după un om drag, care nu mai este pe pământ, să găsiți puterea să zâmbiți. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.